Locuitorii comunei Peștișul Mic, persoane fizice ori juridice care au pe proprietăți sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate, precum bazine de colectare, fose septice ori toalete cu bazine, trebuie să depună o cerere tipă la primărie în vederea autorizării, conform noilor criterii stabilite prin hotărâre de guvern. Formularul poate fi descărcat și de pe site-ul primăriei Peștișul Mic. Cei care nu vor depune aceste cereri riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, conform noilor prevederi, mai anunță edilul șef al comunei Peștișul Mic, Daniel Dobruțchi. Termenul de depunere a cererii tip este sfârșitul lunii noiembrie a acestui an.